Bună ziua, dragii mei! Astăzi o să facem o omletă bună, bună și o să avem nevoie de următoarele ingrediente. 5 ouă, 135 de grame de cașcaval, 185 de grame de cârnăciori țărănești, 30 de grame de ceapă, asta este opțional, cine dorește să pună, puțină sare, și ulei cât avem nevoie pentru prăjit. Și să începem. Așa. Într-o tigăiță eu am să pun puțin ulei. O să punem puțin ulei într-o tigaie. Nu prea mult. Și punem pe foc. O să adăugăm ceapa. O să punem la prăjit. Să se undească puțin. Acum să adăugăm și cârnăciorul. Între timp ce cârnăciorul se prăjește puțin, o să zbatem ouăle puțin, cu puțină sare. Mai învârtim din când în când, să nu se ardă. Punem și cașcavalul. Ne punem pe tort. Și amestecăm. O rețetă foarte simplă și care se face foarte, foarte repede. Cârnăciorul este aproape gata. Este gata cârnăciorul. Îl adăugăm peste ou. Amestecăm. Și acum punem totul în tigaie la prăjit. După aceea o întoarcem. Omleta noastră este gata. Ia uitați, o bunătate. Să tăiem o bucățică. Uitați, pentru cine dorește să o servească cu castraveciori.
sau pentru cine dorește, cu o bucată de ceapă. Ia uitați ce bunătate aici. Cu pâinică făcută în casă, să tăiem o feliuță. Ia uitați, cu pâinică făcută în casă. Poftă bună, o bunătate, omletă cu cârnați moldovenești, cârnați tradiționali, pâinică făcută în casă. Poftă bună tuturor, o zi bună și multă sănătate vă doresc!